Întotdeauna la nuntă trebuie să ne verificăm fiecare, cei care suntem căsătoriți, mai de curând sau mai de mult, pulsul familiei, termometrul avem aici în Cartea Sfântă și în același timp cei care în viitor se vor căsători să fie cu luare minte la ceea ce Domnul dorește să ne vorbească. Vedeți, există o latură umană pe care Domnul nu o neglijează și nu o disprețuiește. Latura umană în toate, sau amprenta omului în toate lucrările, chiar și la căsătorie. Mă refer la programul care îl avem, însă dincolo de toate, ceea ce este mai important este binecuvântarea pe care Dumnezeu trebuie și cred în această zi că o va lăsa peste cei doi. Domnul să-i binecuvinteze! În același timp, sigur, cuvântul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Spune aici în Cartea Sfântă, printre altele, și apoi sigur este o reluare de la versetul 18, dar de la 15 la 17, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. În mod special o să mă refer în minutele care sunt, în continuare, la câteva lucruri care sunt foarte importante să le păstrăm. Aici spune să o lucreze și să o păzească. Grădina, parafrazat în vremea noastră, este sigur familia. Înainte de biserică este familia, pentru că funcție de familiile care sunt aici în Biserica Elim, așa va fi și Biserica Elim. Dacă familiile din biserică sunt familii puternice, familii tari, spirituale, cu un standard moral și spiritual înalt, așa va fi și biserica. De aceea Domnul are în vedere familiile din biserică în această dimineață, implicit biserica, și dorește să ne analizăm viața, în același timp noi care de mult suntem căsătoriți, să ne uităm retrospectiv în urmă și anumite lucruri le putem încă îndrepta. Pentru noi care suntem încă în viață, nu-i prea târziu, putem să le îndreptăm. Sigur, unele din ele vor fi cu prejudicii. Acolo unde există lucruri care trebuie îndreptate și mai greu se îndreaptă, pot să rămână anumite, să fie anumite prejudicii, dar merită cu toată inima să ne dăm toate silințele. Pe o altă ordine, un lucru care aș vrea să-l menționez, spune aici, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Nu găsim în Biblie că Domnul ar face și un al doilea ajutor potrivit, un ajutor potrivit. Ajutorul potrivit este în toate compartimentele, în toate direcțiile, când Domnul face ajutorul potrivit. Și când există ajutorul potrivit, atunci toate așteptările în continuare s-au încheiat, căutările și toate lucrurile vor fi o reală binecuvântare. Aș vrea să amintesc, în primul rând, că Dumnezeu este autorul familiei, inițiatorul. Familia este de la Dumnezeu, Dumnezeu a întemeiat familia, prima familie. Și de atunci și până astăzi, și cât va fi, sigur, istoria omului pe pământ. Un al doilea lucru, Dumnezeu este și susținătorul familiei, pentru că este inițiatorul, El este și susținătorul, El susține familia. Familia creată de El este susținută de El. Ceva în Cartea Proverbelor foarte frumos este consemnat. Auziți numai ce spune aici, în Cartea Proverbelor, în capitolul 3, ne spune Solomon. Versetul 19 spune, prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul, prin priceperea lui a întărit el cerurile și prin știința lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Dumnezeu a investit în familie și a atașat familia de el. Ăsta e motivul pentru care și diavolul, primul cu care s-a întâlnit prima familie, a fost diavolul. Și eu m-aș bucura Samuel și Iasmina să fie biruitori, pentru că nici ei nu vor fi scutiți de aceste încercări. Primul care va veni va fi acela care a venit în grădina Edenului. Domnul i-a binecuvântat. Prin înțelepciune, prin pricepere, prin știință, Dumnezeu a creat totul. Dar auziți numai ce investiție în dreptul omului, ce a focalizat Domnul în om, ce înseamnă familia în privirea celui preanalt.
Proverbe 24, versetul 3 și 4 spune așa: prin înțelepciune se înalță o casă, prin pricepere se întărește, prin știință se umplu cămările de toate bunătățile de preț și plăcute. Deci cele trei, înțelepciune, pricepere și știință, prin care Dumnezeu a conceput și a creat totul, la fel le-a focalizat în familie, în viața omului, soție și soț împreună. Înțelepciune se înalță casa, prin pricepere se întărește și prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Există însă o întrebare în Cartea Sfântă, în Cartea Psalmilor, și spune aici întrebarea aceasta, printre altele, foarte frumos, este consemnată și vrem să o citim, să citim aceasta în Psalmul 11, versetul 3. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Nu știu ce poate face cel care este păcătos, dar cel neprihănit ce poate face? Biblia spune că binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește și nu lasă să fie urmată de niciun necaz, de nicio nenorocire. Biblia mai spune că nenorocirea vine și în dreptul celui neprihănit, dar Dumnezeu întotdeauna îl scapă din ea. Întotdeauna Dumnezeu intervine. Și de aceea să nu uităm, Dumnezeu este susținătorul familiei. Un al treilea lucru, Dumnezeu este protectorul și păzitorul familiei. Dacă nu păzește Domnul o casă, degeaba. Dacă nu păzește Domnul, dacă nu veghează Domnul. Dar asta nu înseamnă că noi suntem scutiți. Noi nu trebuie să ne facem partea noastră. Și noi trebuie să veghem, trebuie să păzim, trebuie să ne facem partea noastră. Și în ultimă instanță, Dumnezeu este mântuitorul familiei. Scopul final este mântuirea celor doi. Acolo e binecuvântarea reală, veritabilă. Când cei doi, că asta dorește Dumnezeu, cei doi să fie mântuiți. Cei doi împreună cu toți pe care Dumnezeu, sigur, îi dă în jurul nostru, sunt polarizați în familiile noastre, împreună cu ei să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să mai amintesc încă ceva, interesul lui Dumnezeu pentru familie este extraordinar. Nimeni n-are un interes mai mare decât El ca familia să meargă bine, să fie binecuvântată. Dumnezeu are un interes deosebit pentru familie. Un al doilea lucru, implicațiile în toate domeniile și compartimentele, dar trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu. El se implică în măsura în care eu îl implic și mi-arat micimea mea și neputința mea. Dumnezeu se implică. Apoi cel ce veghează este Dumnezeu, iar scopul final este binecuvântarea, veșnicia. Vis-a-vis de cele menționate, aș vrea să mă opresc la această afirmație. L-a așezat pe om în grădina Edenului să o lucreze și să o păzească. Foarte important, cei doi trebuie să lucreze împreună, să o păzească, dar în unitate, în unitate cei doi. Nu dispersați unul de celălalt, nu fiecare individual, ci amândoi, acolo va fi binecuvântarea. Vedeți, dacă cei doi, dacă astăzi ar fi ca viața lor să încheie aici, i-ar mere categoric în veșnicie, Dumnezeu îi va binecuvânta. Doi tineri care și-au păstrat puritatea și curăția, fidelitatea, și-au păstrat viața curată până la căsătorie, nu doi tineri murdari, doi tineri în dreptul celor, a doi tineri curați în această zi. Așa spune Dumnezeu, Dumnezeu i-a binecuvântat. Doi tineri care îl doresc pe Dumnezeu. Dar în continuare Dumnezeu investește în familie, focalizează tot ce este bun și sfânt în familie. Câteva lucruri, dar acelea trebuie păstrate. Amândoi trebuie să vegheze la păstrarea lor. Să lucreze grădina și să o păzească. Primul lucru pe care vreau să-l menționez în această zi era menționat, am fost provocat la rugăciune, de bucurie. Bucuria. Nu se poate o binecuvântare adevărată dacă nu-i bucurie în familie. Dumnezeu dorește în familie. Dacă în familie nu mă bucur, în altă parte unde să mă bucur? Familia este un refugiu. În lumea aceasta există multă ostilitate, dușmănie, priviri ostile din partea celor din jur. E adevărat, în Romani spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. E mai ușor să plângi cu cel ce plânge
când e necaz, pentru o tragedie, dar e mai greu să te bucuri cu cel ce se bucură. Când e vorba de a mă bucura cu cel ce se bucură, acolo mă pot testa dacă sunt pe o cale bună sau nu. De aia spune David în Psalmul 139, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Când mă pot bucura de succesul celui de lângă mine, care are succes mai mare decât mine, înseamnă că este în ordine. Când simt așa un resentiment, nu e în ordine, înseamnă că trebuie să mă verific, să mă analizez. Când mă pot bucura că familia lui, celui de lângă mine, merge mai bine și eu mă bucur, înseamnă că totul e în ordine. Când din punct de vedere financiar, profesional, mă bucur de succesul celui de lângă mine, înseamnă că este în ordine, dar este mai greu. Bucuria e un lucru mare. La bucuria nu a mă bucura singur, fără soție sau soția fără soț. Bucuria împreună a celor doi, amândoi să bucure. Tot timpul trebuie o veghiere, să vegheze și să lucreze, să păzească. Bucuria aceasta trebuie păzită. Tot timpul trebuie să am în vedere partenerul, este fericit, este bucuros. Să citește pe mimica feței lui bucuria, dacă nu înseamnă că este o problemă și trebuie imediat să nu lasă să se cicatrizeze problema, ci atunci încă în fașă cât este să fie rezolvată. Dar sigur, bucurie e foarte ușor să spui bucură-te, nu te poți bucura, nu oricine se poate bucura. Auziți ce spune în Psalmul 97, spune aici versetul 11 și 12, lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cel cu inimă curată. Auziți cine se poate bucura? Inimă curată, ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Trebuie să veghem la păstrarea inimii curate, o inimă curată. Zice aici, versetul 12, ca o întărire a ideii, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui. Auziți, nu oricine se poate bucura, un om în viața căruia există carențe, păcate, nu se poate bucura. Și pe el nu-l interesează dacă partenerul este bucuros, fericit sau nu. Tot timpul trebuie să veghem aici o veghere, împreună, amândoi, în unitate. La păstrarea acestei bucurii și după ani de zile să poți deșifra în inima soției, în inima soțului, în viața ei, că este fericit. Eu cred că cea mai mare tragedie este să auzi din partea partenerului, a soției sau a soțului, când unul îi spune la celălalt, regret că m-am căsătorit cu tine. Este o tragedie, altceva e ceva zdrobitor. Pe un om îl poți omorî cu o vorbă. De extraordinar, din când în când măcar, să auzi acest cuvânt, uite, sunt cea mai fericită, sunt cel mai fericit căci ne-am căsătorit împreună, că Dumnezeu ne-a pregătit unul pentru celălalt. Îl încurajez, îl stimulez. Spune aici, vis-a-vis de bucurie, spune în Psalmul 32, neprieniților, din nou, neprieniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, nu oricine se poate bucura. Noi spunem de multe ori, frate, fii bucuros, ești mântuit, dacă există standardul, starea de neprihănire dorită de Dumnezeu, te poți bucura, altfel nu te poți bucura. Altfel viața, sigur, are problemele ei, durere, amar. Spune aici, capitolul 33, zice, Psalmul 33, versetul 1, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană, leșa de bine cântarea de laudă. Neprieniților, bucurați-vă! Cântarea de laudă și-a de bine pe buzele celui neprienit. Bucuria e un lucru mare, dar și Noul Testament, Apostolul Pavel foarte mult se ocupă de această, sigur, cerință, pentru că bucuria în ultimă instanță, cine o are? Bucuria adevărată, bucuria adevărată. O are cel care îi aparține, este născut din nou. Cel în viața căruia este prezent Dumnezeu, pentru că în ultimă instanță bucuria este o roadă a Duhului. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea și celelalte. E o roada Duhului. Este extraordinar și apoi după ani de zile de căsătorie te uiți în urmă și nu regrezi că te-ai căsătorit. Ești bucuros, ești fericit. Spune aici, omului Dumnezeu, Pavel vorbește foarte mult de bucurie și spune aici în Filipeni. Auziți ce frumos spune el, cartea Filipenilor are multe sublinieri în această direcție, printre altele, capitolul 4, versetul 4. Spune aici, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iară zic, bucurați-vă!
Bucuria aceasta nu se poate să nu fie văzută. Un om care e trist, imediat îi deșifrez tristețea pe mimica feței. Deșifrez că este trist. Eu doresc în direcția aceasta, această familie, pe Samuel și pe Iasmina, Domnul să-i binecuvinteze. Când se va cere binecuvântarea și când ne vom ruga, sigur, Domnul în mod special va deschide binecuvântarea ei și până acum au fost binecuvântați. Dar în mod special pentru drumul vieții lor au nevoie de binecuvântarea Domnului și această bucurie o au deja. Mă gândeam aici, când mi s-a căsătorit fata în Detroit, cineva din Arad îmi spunea, s-a apropiat de mine, frate Eugen, o soră, soția unui lucrător, zice, dar ce inimă ai avut să trimiți fata să o căsătorești în Statele Unite? Nu, au fost atâția băieți aici aproape. Dar zic, nu eu am căsătorit-o, asta e o lucrare a lui Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, cei doi vor fi una. Bucuria noastră va fi să putem deșifra din când în când când ne vom întâlni sau să auzim la telefon că totul este în ordine, că lucrurile merg bine. Asta e bucuria unui părinte, nu-i așa, frate Nelu? Asta vei dori, să auzi că totul este bine în familie. Asta dorim, asta e bucuria noastră. Un alt lucru pe care, un al doilea pe care vreau să îl menționez, ce trebuie păstrat și păzit, este mulțumirea. Mulțumirea e un lucru mare. Cine are o inimă mulțumită are un ospăț necurmat, non-stop, toată viața. Proverbe 15:15, așa spune, cine are o inimă mulțumită. Mulțumirea este dinăuntru, dar și bucuria tot dinăuntru. Poate uneori mimăm, încercăm noi să ne arătăm, dar înăuntru nostru și sigur nu putem tot timpul să pozăm. Dumnezeu, sigur, dorește din inimă, de acolo pornesc toate lucrurile. Mulțumirea e un lucru mare. Să fii un om mulțumit. Spune printre altele vis-a-vis de mulțumire, foarte frumos, în Cartea Psalmilor. Și când e vorba de mulțumire, mereu se amintesc aceste versete. Psalmul 50, versetul 14, aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Mulțumiri. Versetul 23, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, acelui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu, mulțumirea. Să vezi pe fața celui de lângă tine că este mulțumit. Mulțumit, soțul e mulțumit de mâncarea pe care soția o pregătește, de curățenia care există, de modul în care ea administrează familia. Un adevărat bărbat își apreciază soția, o apreciază cu multă grijă și în același timp o respectă. Nu uită, sigur, din când în când să o întărească, să o încurajeze. Există soții, sigur, care trebuie și stopate. Biblia spune printre altele că tot astfel și voi nevestelor, zice, fiți supuse bărbaților voștri. Eu de multe ori îmi spun că supunerea este înlocuită cu manipularea. Există soții care manipulează familia și soții, nu în ordine. Dar soțiile care sunt abile, înțelepte, ele trebuie stimulate și apreciate. Un bărbat adevărat recunoaște și soția respectivă care are această abilitate, ea pune problema în așa manieră încât lasă impresia că părerea și ideea nu e a ei, ci este a soțului. Ea nu-și umilește soțul în mod plenar în fața altora. Ea întotdeauna cu multă grijă. Biblia spune că femeia înțeleaptă zidește casa, iar cea nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Doamne, lasă mulțumirea în această familie tânără formată astăzi, care se formează. Dar cercetează familiile, mai aveți mulțumire, sunteți mulțumiți? Mulțumiți în domeniul profesional, financiar, dar eu întotdeauna am spus, nu, astea sunt pe prim plan. Totul este reglat de partea spirituală. Partea spirituală, sufletească, le reglează pe toate celelalte. Când spiritual există părtășie în familie, unitate, când există cerințele pe care Dumnezeu le are, sigur, toate vor fi reglate. Și atunci vei fi mulțumit și de celelalte. Ce frumos când copiii vor deșifra pe fețele părinților că sunt mulțumiți. Undeva într-o familie, o fetiță s-a apropiat de mama ei cu multă grijă și tot se învârtea în jurul ei, vrea să-i spună ceva și la un moment dat mama o sesizat că vrea să spună, zice, ce vrei? Vrei ceva? Și ea se apropie cu sfială și spune, mami, zice, așa zice că tu ești mulțumită, zice, și ești fericită.
Zice, dar ce-ți veni acum să... Dar zice, când văd, zice, bucuria care o ai și fericirea, zice, și noi ne bucurăm, zice, ne bucurăm, zice, de bucuria voastră și așa, extraordinar. Un copil mic care o deșifrat, avea câțiva anișori fetița. Copilul vede în familie. El vede și atunci când sunt stări tensionate, și atunci când bărbatul ridică tonul, și atunci când femeia nu este supusă, și când apar stări care nu sunt după voia lui Dumnezeu. De aceea, ce trebuie să păstrăm, să lucrești și să păzești? Dar sigur, și la acest capitol trebuie cei doi, amândoi, mulțumirea, și unul și celălalt. Nu numai unul, și bucuria și mulțumirea. Amândoi trebuie să lucreze, amândoi trebuie să păzească. Sunt dușmani care atentează la bucuria și la mulțumirea familiei. Nu toți se bucură când află că într-o familie totul merge bine. Când văd bucuria, îi văd împreună, citesc pe fețele lor. Păi noi suntem desconspirați. Când ieșim în fața celor din jur, deja se vede la noi și bucuria și mulțumirea. Se citește pe fețele noastre, se poate citi. Nu toți se bucură, asigur, cei care sunt al lui Dumnezeu, ăia se vor bucura. Doamne, binecuvântă toate familiile de aici. Ajută-ne să avem și această mulțumire. Despre mulțumire, Pavel spune în Efeseni, spune în Filipeni, spune în Coloseni, în Tesaloniceni, mereu sunt subliniate, nu am timp ca să amintim, dar dumneavoastră le știți versetele. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Ce frumos! Având această înțelegere divină că totul este sub controlul celui preanalt, că El controlează toate evenimentele, că și cele care par acum rele sunt sub controlul lui Dumnezeu și nu sunt la întâmplare. Și ele pot fi mâine schimbate și transformate. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un al treilea lucru care trebuie păzit, pe lângă această stare de bucurie, de mulțumire, este comunicarea, părtășia. Foarte importantă. Asta e concluzia. Dar și Biblia spune, vorbiți între voi, nu tăceți. Păi sunt soți și soții care nu vorbesc între ei. Nu-i admis așa ceva. Acolo nu poate să fie biruință, propășire. Trebuie să fie comunicare. Orice lucru, trebuie să fie o transparență absolută în familie. Dar trebuie să păzești, să lucrezi în dreptul acesta. Vede soția ceva la soț, trebuie să lucreze cu multă abilitate și cu multă înțelepciune. Încă o dată, femeia înțeleaptă zidește casa. Nu vine să-i aducă anumite imputații. Ce frumos! Când știi și poți să-ți dai seama că partenerul, dintr-un motiv anume, este rezervat, cu multă grijă să poți să îi deschizi inima. Cei doi, sigur, trebuie să comunice împreună. Vin copiii, vine să mărește familia. Este extraordinară această comunicare. Și copiii se poate crește într-o asemenea atmosferă. Comunicarea. Vorbiți între voi. Cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Foarte important să vorbim, nu orice. Păi Biblia spune că noi vom da socoteală de orice vorbă nefolositoare. Nu-i vorba aici de cuvinte porcoase, glume proaste. Nu-i vorbă de alte lucruri. Măi, nici nu să fie amintite între noi. Dar și un cuvânt nefolositor. Trebuie multă grijă în vorbire. Asta, sigur, și o educație și o dorință, comunicarea, vorbirea. Numai Duhul Sfânt te poate călăuzi, să ajungi la un asemenea standard, nu ai. De fapt, noi dăm ce avem în inimă. Ce avem în inimă, aia scoate. Omul bun scoate din visteria buna inimii lui cuvinte frumoase, cuvinte care înalță, cuvinte care zidesc. Comunicarea. Un al patrulea lucru pe care vreau să-l amintesc, trebuie să se vegheze la păstrarea acestei supuneri. Supunerea. Îngăduința e foarte importantă, e foarte mare lucru. Dar vedeți, în Efeseni spune acolo, înainte de a spune soțiilor ca un principiu, să vegheze, ele trebuie să vegheze, să fie supuse. Biblia spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Vedeți, supunere, acolo mai putem spune și aminti, printre altele, și de autoritate. Un om care este sub autoritate va avea autoritate, să știți. Asta este lege, e un principiu al lui Dumnezeu. Cine stă sub autoritate, bărbatul care stă sub autoritatea Domnului, va avea autoritate în familie. Femeia care stă sub autoritatea bărbatului, a soțului, va avea autoritate asupra copiilor.
Sunt familii unde nu mai au autoritate, au pierdut controlul. Pentru că nu există această autoritate, e o ierarhie, sigur, stabilită de Dumnezeu. Biblia spune acolo, zice, fiți supuși unii altora. Adică ca o egalitate, dar primul dintre egali, dacă vreți să nu uităm, este bărbatul. Așa o stabilit Dumnezeu. Ce frumos când există această supunere. Și când, sigur, această supunere, practic, este conturată în toate momentele și clipele vieții. Și după ani de zile să te poți bucura împreună. Spuneam undeva că mai văd câteodată acolo la Arad, doi bătrânei care văd mereu împreună de mână, ținându-se, umblă foarte greu și parcă unul pe altul să sprijinesc și îmi zic, uite ce har, ce binecuvântare. Și parcă bucurie, chiar dacă umblă mai greu și au și stări de neputință, dar parcă își fac viața mai frumoasă. Viața are și ea necazurile și durerile ei, să nu le mărim noi le putem îndulci și Dumnezeu le îndulcește, dar împreună cu noi, cu aportul nostru. Cu modul în care noi ne dăruim supunerea, tot astfel și voi soțiilor, fiți supuse bărbaților voștri. Să nu uităm, este o rânduială a lui Dumnezeu pe care o stabilit-o. Podoaba voastră, zice, să nu fie podoaba de afară. Ei, uneori, sigur, mai aud așa, m-am mai auzit. Frate, zice, când îl aud, zicea soția, în dreptul soțului, când îl aud pe el, zice, cum vorbește cu alții și modul în care se comportă, zice, sunt terminată, sufăr când știu acasă, zice, cum vorbește cu mine. Păi nu se poate să vorbești în afara sferei familiei mai frumos, mai atent, mai curtenitor decât cu soția ta și invers, cu soțul. Păi dacă în familie nu mă comport, cau să mă comport într-o totul să plac soțului meu, soției mele și amândoi să plăcem lui Dumnezeu. Eu nu mă cosmetizez pentru cei din afară. Ce frumos! Când există această subordonare, sigur, Dumnezeu atunci garantează binecuvântarea și ea este păstrată. Și apoi un alt lucru pe care vreau să-l mai amintesc, sunt și altele, dar aici mă opresc. Este pacea. Pacea e foarte importantă. Pacea. În familie, pacea. Zice, urmăriți cu toții pacea, spune în Evrei, capitolul 12, versetul 14, și sfințirea, fără de care nimeni, să rețineți, cuvântul e categoric. Noi facem de rugări, las că va fi altfel, las că Domnul e bun, dar și drept, e bun. Dar într-adevăr avem un Dumnezeu bun, îi binecuvântăm numele Lui, dar este și drept și El ține cont, are sigur o evidență asupra vorbelor, asupra atitudinii noastre. Pacea e un lucru de dorit. Dar Biblia știți ce spune? Degeaba spune la un om, fraților, uniți-vă, aveți pace, aveți bucurie, mulțumire și așa mai departe, îngăduință. Zice, cei răi n-au pace, zice Domnul. Ei sunt ca marea înfuriată care aruncă afară noroi și măl. Nu poți, pacea este Dumnezeu, pacea este Domnul. Și cine l-are pe el, nu se poate, pacea este la rândul ei, o roadă a Duhului. Când e pace în familie, sigur, în pace se rezolvă toate lucrurile, în armonie, în supunere. Eu închei și doresc Dumnezeu să întărească familia de astăzi. Amen. Să aibă în vedere Domnul și părinții. Părinții, încă o dată, cel puțin în dreptul meu, am 5 fete căsătorite, aici e și un ginere și una din fiice și mă bucur de ei foarte mult, ca și de celelalte, de toate. De toți mă bucur și am 34 de nepoți și o să am 36 la sfârșitul lunii. 36 de nepoți. Ce să spun că și de ei mă bucur extraordinar. Și, Doamne, altceva nu vreau, numai să aud lucruri bune despre ei. Mă bucur mai mult decât m-aș bucura de mine. Sau când au vreo problemă, mă întristez mai mult decât m-ar durea pe mine. Mă doare mai mult pentru ei. Asta este legea unui părinte, nu a mea. Așa este un părinte. Eu doresc pentru acești părinți, cele două familii, Dumnezeu să-i mângâie, să-i întărească, să audă lucruri bune, să audă lucruri bune. Iar în final, suntem aici, într-o zi, sigur, să ne putem întâlni, să fim cu toți în veșnicie și pentru totdeauna să ne bucurăm acolo cu Domnul. Amin. Amin.